maimuțele și lăcustele. La început, toate animalele vorbeau o singură limbă. Lăcustele locuiau la câmpie și maimuțele au venit să le ceară locul, zicându-le: voi sunteți mici, trebuie să locuiți în munți, iar noi la câmpie, că suntem mari. Strămoșii noștri au locuit la câmpie, la fel și noi. Nu ne mutăm în munți, spuseră lăcustele. Bine, ziseră maimuțele, să ne batem și cine este mai puternic va locui în câmpie. Neavând încotro, lăcustele încuvințară. A doua zi, cum se lumină de ziua, maimuțele, fiecare cu câte o bâtă, coborâră din munți. Lăcustele le-au sărit maimuțelor pe vârful nasului. O maimuță a spus către alta: dragă, pe vârful nasului tău stă o lăcustă, te rog să nu te miști, așteaptă să o omor. Spunând așa, și-a ridicat bâta și-a lovit nasul prietenei, dar lăcusta a sărit repede. Maimuța care primise lovitura a murit pe loc. Lăcustele săreau de colo-colo, iar maimuțele, urmărindu-le, loveau în toate părțile și se omorau unele pe altele. Nici o lăcustă nu a fost rănită. Până la urmă a rămas numai o maimuță. Unde vrei să locuiești? În munți sau la câmpie? La urma urmelor, cine este mai puternic? Maimuța a recunoscut că a pierdut, deci nu va locui la câmpie.